Ne așteaptă încă o zi caniculară cu temperaturi la amiază care vor ajunge la 40 de grade Celsius. Este cod portocaliu de caniculă, de altfel în 18 județe ale țării. Aflăm toate detaliile chiar acum de la Denisa Țicu. Bună dimineața, Deni, bine ai revenit! Bună dimineața, Andrei, bun găsit, doamnelor și domnilor! O zi cu temperaturi foarte ridicate, într-adevăr, mai ales în zonele avertizate cu cod portocaliu. Acolo maximele se vor încadra între 35 și 38, poate chiar 39 de grade. Vorbim așadar de o intensificare a valului de aer cald, după ce ieri, în regiunile din vestul țării, atmosfera s-a mai răcorit puțin. Vorbim de temperaturi ce au fost mai scăzute decât cele înregistrate în weekend. Rămâne în vigoare acest cod portocaliu pe toată durata zilei de astăzi, apoi până joi, în majoritatea zonelor, vom avea cod galben de caniculă și disconfort termic, pentru că temperaturile vor rămâne foarte ridicate. Astăzi, maxime între 30 și 38 de grade. Mâine, valorile termice mai scad puțin în jumătatea nordică și să știți că în zona de nord a Moldovei vor fi 24 de grade mâine, o atmosferă mult mai răcoroasă decât până acum, însă în sud și sud-vest temperaturile ajung la 40 de grade. Apoi de joi acestea vor scădea treptat, vorbim de maxime între 27 și 36 de grade și vor rămâne aceste maxime până la finalul săptămânii. Ziua de astăzi aduce așadar o încălzire a vremii în regiunile extracarpatice cu 36 de grade la Arad și Oradea 37 la Timișoara. Aceeași temperatură se va registra astăzi și în zona Olteniei, atât la Craiova cât și la Târgu Jiu. Mergem mai departe. Constanța, în zona Dobrogei, temperatura rămâne sub valoarea de 30 de grade, 28-29 de grade la Constanța astăzi, 33 vor fi la Brașov și 34 în Bacău, 30 de grade Suceava, în capitală. 36 de grade astăzi, e o vreme caniculară, cu disconfort termic accentuat, cu un indice al disconfortului termic destul de accentuat, spuneam, se va depăși pragul critic de 80 de unități. 21 de grade la noapte, foarte cald și noaptea care urmează. Mâine, atenție, 39-40 de grade în București. Joi, temperatura mai scade, 34 de grade Celsius. Rămâne foarte cald în continuare și în București. Atât deocamdată despre vreme, Andrei. Denisa, mulțumesc foarte mult. 40 de grade Celsius în aer la umbră la orele prânzului. Asta înseamnă că vom resimți mult mai multe grade la nivelul solului. Trebuie așadar să aveți mare grijă dacă ieșiți astăzi din casă. Trebuie să vă hidratați corect și să aveți o alimentație corespunzătoare. Altfel există riscul de spitalizare. Cum ne afectează căldura extremă și care sunt sfaturile specialiștilor? Aflăm chiar acum de la colega mea, Mara Maier. Bună dimineața, Mara! Bună dimineața, așa este. Urmează într-adevăr o săptămână de foc pentru România. Ca și săptămâna trecută ne așteptăm la temperaturi extrem de ridicate. Astăzi termometrele vor indica aproximativ 41 de grade Celsius. Ce facem? Avem specialiști alături de noi. Pe doamna Alice Grasu ne va spune exact cum ne afectează această temperatură ridicată. Câte apeluri au fost făcute în ultima perioadă la serviciul de ambulanță? Bună dimineața! În ultimile 24 de ore am înregistrat un vârf al numărului de solicitări la serviciul de ambulanță. Vorbim de 2287 de solicitări în 24 de ore, cu 35% mai mult decât ziua de vineri. Dintre acestea, 1130 au fost cazuri de urgență de cod roșu, respectiv cazuri foarte grave, și de cod galben, cazuri grave. Din totalul urgențelor, 126 de persoane se aflau în loc public când au avut nevoie de ambulanță. 20 de persoane au prezentat senzație de pierdere a stării de conștiență, respectiv lipotimii, iar 9 persoane chiar și-au pierdut starea de conștiință pentru scurt timp, prezentând sincope. Sigur, prima recomandare pentru ziua de astăzi și pentru zilele care urmează este să respectăm recomandările pe care le dăm de fiecare dată. Să respectăm toate acele recomandări care se găsesc pe site-ul Ministerului Sănătății, pe site-ul Serviciului de Ambulanță, pe site-ul Direcției de Sănătate Publică. Să avem grijă cum ne îmbrăcăm când plecăm de acasă, îmbrăcăminte amplă, lejeră, vaporoasă, din fibre naturale, care să acopere cât mai mult din suprafața
sa corporală. Capul protejat cu pălărie, șapcă sau umbrelă de soare. Să avem grijă ca în intervalul 11-18 să nu facem expuneri voluntare la soare, să nu facem efort fizic în plin soare, să nu facem sport în plin soare. Când vorbesc de efort fizic, mă adresez categoriilor care lucrează afară, cei din agricultură, cei din construcții, cei de la drumuri și poduri, sau chiar când lucrăm în propria gospodărie. De asemenea, va trebui să avem grijă ce mâncăm și mai ales cum ne hidratăm. Vom consuma minimum 1,5 litri, dar în zilele cu temperaturi foarte ridicate se vor consuma peste 2 litri de lichide. Apă, sucuri naturale, cei mai puțin îndulcit. Se vor evita băuturile foarte dulci, băuturile cu conținut ridicat în cofeină și băuturile alcoolice. Toate aceste categorii cresc diureza, elimină apa din organism și accentuează deshidratarea. Va trebui să avem mare grijă de persoanele dependente de noi, sugari, copii mici, persoane cu dizabilități. Le vom monitoriza, le vom hidrata constant, astfel încât să nu apară senzație de sete. Sugarii vor fi alimentați la cerere, nu după program fix și nu se va face diversificarea alimentației. Mulțumim și noi pentru recomandări. După cum vă spuneam, 41 de grade Celsius ar fi cazul să ascultăm de toate aceste recomandări, să ne hidratăm, să avem grijă ce purtăm, pentru că urmează o săptămână dificilă pentru România.